15 aprilie 2022, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local pentru data de 26 aprilie 2022, ora 10, cu următoarea ordine de zi. Numărul 1. Privind atestarea inventarului drumurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare. Numărul 2. Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2021 al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiectul numărul 3. Proiect de operare privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2021 al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiectul numărul 4. Privind modificarea HCL numărul 47 din 22.07.2020 cu completările și modificările ulterioare. Proiectul numărul 5. Aprobarea planului de lucrări în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform legii numărul 416 din 2021, din 2001, privind venitul garantat cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022. Proiectul numărul 6, privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome de pe iraza Comunei Ștefan cel Mare și constituirea grupului local de acțiune privind incluziunea minorității rome pentru anul 2022. Proiectul numărul 7, privind finanțarea, suportarea costului anual pentru internarea în centru de îngrijire și asistență socială unui beneficiar cu domiciliu în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiectul numărul 8, privind aprobarea de taxe speciale de stabilizare pentru anul 2022. Proiectul numărul 9, privind stabilirea cuantumului brut al salariilor pe bază și altor drepturi de personalul angajat în funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și structurilor subordonate Consiliului Local. Proiectul numărul 10, aprobarea modului de întocmire și ținerea registrului agricol, precum și a măsurilor pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol. Proiect de hotărâre numărul 11, privind darea în administrare a imobililor din domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare, a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al Comunei Ștefan cel Mare și predarea obiectelor de inventar școlii gimnaziale numărul 1 Negoiești. Toate proiectele sunt însoțite de raport de specialitate și de comportamentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al biroului primar, biroului financiar contabil și va fi transmis spre realizare comisiei așa. Propun spre aprobare ordinea de zi. Da, acum să le luăm pe rând. Numărul 1. Privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare. Sau materialele, dacă... Ați primit materialele, nu? Aveți, da, întrebări și vreau să știți de ce vorba. Sunt întrebări? Da, aici o să vă spun că e vorba despre drumurile astea care au fost asfaltate. Cum era la Butinaș, pare, cum era la Butinaș, la Biserica Gârbovană, aici la Bogdan. Da, Bogdan, partea aia acolo care ajunge la... Piramide, ca? No, acolo urmia. Cea la Țină. Doar de la școală până jos la post. Deci, care, știți, care e drumul ăla care a fost asfaltat? Da, care a fost pe afier. Să modifică inventarul. Poziția din inventarul public în... Da, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la numărul 2. Proiect privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2021 al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Aici o să... Poate ne ajută doamna contabilă. Dacă eu v-am trimis materialul, deci contul de execuție pe feluri de venituri, pe feluri de cheltuieli, pe secțiuni de dezvoltare, de funcționare, așa cum s-au încasat veniturile și cum s-au făcut cheltuielile anul trecut. Cred că n-are rost să mă apuc să vă citesc fiecare bucățică în parte, că ați văzut ce vă pot spune că la finalul anului am rămas cu un excedent de 1.212.000, bani pe care îi vom prinde în bugetul din anul 2022, doar pe secțiunea de dezvoltare. Deci ei vor merge doar pentru lucrări de investiții. Să se încălzăm de ce de bun, deci mii de ani, nu? Avem, de când eu aici a primării la Ștefan cel Mare, eu n-am văzut așa excedent. Da. Da, să ne facem cu ei anul avem plecarea bună. Deci, plecarea avem. Avem plecare bună.
E bani pe care Dumnezeu da să da, da, acum vreau să fac o paranteză. Deci sunt bani care noi i-am plătit anul trecut pentru drumurile pe AFIR, care i-a plătit din bugetul local. AFIR-ul ne-a dat banii, da, banii înapoi. Deci, ca și cum ne-am împrumutat și ne-a dat înapoi. Deci asta este nou, pur și simplu am avut noi așa mari ca să... Da? Sunt banii din fonduri europene care ne-au rămas în excedent. O mare parte din ei. Dar cum sunt casări la Dumnezeu? Și casările au mers bine și mai ales au mers bine și spre sfârșitul anului când s-au dat foarte mulți bani la DMG, la căldură și atunci încasările au mers. S-au încasat taxa de salubritate care se încasează mai greu, s-au mai încasat din amenzi. Au mers și încasările în 2021. Da. Deci nu avem nici ce ne plânge. Una peste alta a funcționat bine, foarte bine. E bun. Supun la vot, cine este pentru? Da, trei casă. Da, trei. A trei privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2021. Exercițiu bugetar. Deci, exact ce v-am spus la punctul anterior, la contul de execuție, exercițiul bugetar e aceeași totalul la venituri, totalul la cheltuieli și excedent. Deci, sunt două hotărâri total diferite, ca așa le cer legea finanțelor publice. Da, deci din nou, cine este pentru? Împotrivă, abținere. Să trecem la numărul 4. Privind modificarea HCL numărul 47 din 22-7-2020 cu completările și modificările ulterioare. Da. Întrebări dacă... Întrebări, cred că aici ați primit. E vorba de prelungirea dobânzilor și penalităților. Până acum era la 31 martie și acum s-a prelungit termenul de prin trocere, s-a prelungit să duce până la 31. Până deci s-acordă niște facilități fiscale. Cine își plătește datoriile până la 31 martie 2020, așa dar de până cum cererea înainte era până la 31 ianuarie 2022, îi se scutește penalitățile, dacă își achite integral. Dar acum, termenul de prelungire s-a prelungit până la 30 iunie. Da. Cei care au, știu că au impozite neachitate și au dobânzi mari, pot depune o cerere la... Păi care plătesc până la 31 martie, se verificează tot 10%. Deci 10%, da. Da. Aia așa au rămas, așa e. Aia au rămas, nu? Exact. E vorba numai de dobânzi și realități, dar să se înțelegem în eroare. Să acordă 10%, că a mai fost, parcă acum 2 ani. E vorba doar cu plățul de instanță. A fost acum 2 ani. 10% doar pentru anul ăsta, că plătești până la 31 martie. 10% este constant. 10% este constant. Iar doar că a fost 10% până în iunie, nu? De-aia a fost pandemia. Perioada aia stării de urgență. Acum are 10% până la 31 martie și până la aia cine se pot... Da, da, să nu aveți secret. Da, cine este pentru? Abținere împotrivă, nu? Gena numărul 5. Aprobarea planului de lucrări în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022. Aici e vorba de lucrările care se execută cu cei de la 416. Ajutor social. Ajutor social. Știți că bani an de an să aprobă un plan de măsuri, activitate care să desfășoare cei de la de la 416. Beneficiarii. Trebuie să facă, nu? Sunt 170, 139. Nu, dar trebuie să le propune să măcar să muncească undeva. Dacă refuză să muncească, să le cai... Ei, dar sunt într-o masă, nu li se vină și prin casă. Dar ei de la forțele de muncă. Care nu muncesc, nu li se pun orele, la forțele de muncă. Care nu muncesc, nu li se pun orele, nu li se pun orele, nu se dă ajutor. Ce să faci? Pentru că eu îi văd că vine cu... Nu, de făcut fac. 30 persoane și muncesc două. Păi nu, cei care vin și desfășoară activitate lunară, și vin lună de lună, aia sunt menținuți așa, care nu vin, au absenții, se dau jos. Să repun din nou, dacă vin peste o lună, două, deci nu o să beneficiază. Da, care nu folosește muncă
conosul comunității nu beneficiază. Da, da, care nu. Nu, da, mă, pestează. Mai pleacă, mai bine. Activitatea în afară comunității nu beneficiază. Da, pleacă. Ei și aia sunt dat jos. Da, cine este pentru? Prin aprobarea planului local de acțiuni privind incluziunea minorității romi, de clasa Comuna Ștefan cel Mare și constituirea grupului local de acțiuni privind incluziunea minorității romi pentru anul 2022. Aici, un set de... E un set de la Bacău și de la București, care tot vin și la școală la fel. Am fost... Ce facem? Să-i includem? Să-i... Tot felul de... Comisii, cursii, să fie ajutat, Nu să fie gradul de infracționalitatea comunei, au scăzut foarte, foarte mult în ultimii ani. Și câte, câte infracțiuni, ați mai auzit că sunt făcute de către romi de la Rădeană? Cred că sunt 318 arestați cu. Ei sunt arestați pentru infracțiuni făcute, eu știu, prin... Prin străinătate. Sunt foarte mulți care fac infracțiunile astea în străinătate și sunt arestați. Nu, nu, nu. Atâta timp cât are casa de identitate pe Rata Comuniștea Vacel Mare, la noi în comun avem gradul de infracționalitate de care trebuie tot timpul la sfârșit de asta la început. Dar aici nu vorbești de gradul de infracționalitate, aici vorbești de aducerea lor în măsuri care asta e altceva. La București vin măsuri să-i includem, în orice. Prima dată ei au prioritate când în noi. Teoretic așa. Dacă suntem... Nu-i vorba de minoritate, orice fel de minoritate. Nu vreau ca să fiu rasist. Dacă, dacă suntem în Consiliu Puternic, haideți ca să luăm niște hotărâri, să-i facem și îi punem la într-un fel sau altul să-i vedem în linie. Nu-i vorba de... Au un reprezentant de acolo la școală? Vreau să știu și eu la... Nu sunt reprezentant de... De niciun. De nimeni, da. Dar știți că e chiar un Reprezentant de partea lor. De partea lor. Da, dar mediatorul discută direct cu... Ei s-ar putea pune un... Mediatorul are... Da, era ceva la școală ca să aibă... Asta discutăm la diverse despre gardia. Aici era vorba doar de... De incluziunea lor, de despre ei. Trebuie, teoretic, trebuie incluziunea. Dacă toți suntem la capitolul ăsta, infracționalitatea, cum spune domnul, o scăzut foarte mult, dar datorită și bisericii, ei sau față de cum au venit la început, ei au integrat foarte bine biserica. Ar fi bine și noi cu școala să-i mai putem integra puțin, adică cât putem acolo, dacă am aloca, să prindem în bugetul de anul ăsta, să prindem niște premii pentru aia care s-au întâmplat. Care s-au întâmplat. Bravo! Pune-mi în poate, dar băi, la te-am adus de acasă. Să vorbesc, dacă până la urmă am vorbit. Dar asta vreau să spun. Și știu că e doar mea. Doamna Romă, doar la Romă, cât zbor, cât e burtă, pentru că ei sunt cadreați. Ei nu au servici, nu au teren, nu au plață, nu au mașină. Da, dar cu sighidenii pentru. Despre asta e vorba. Deci la școală, proiectul ăsta despre asta e vorba. Da. Noi trebuie să facem o situație și să încercăm să includem prin romi în activitatea școlară, în diferite și în tot felul de alte activități, da? Noi oricum mai erau. Ei oricum beneficiază de aspectul respectiv. Noi oricum facem chestia asta, dar voi nu trebuie să facem. Uite, dacă vreți să mă citesc toate măsurile care sunt propuse, da? Sunt propuse. Da, prevenirea și reducerea absenteismului, da? A abandonului școlar în rândul elevilor. Adică, are mai mult de 10 absențe pe,
pe lună nu-i mai dă curs. El trebuie obligat forțat să vină la școală. Deci, cumva să căutăm un mod de a-i, de a-i aduce cât mai mult în școală. De aia trebuie să-i atragă școala într-un anumit fel, da? Identificarea copiilor de etnie romă care nu frecventează cursurile școlare. Altă măsură, da? Campanii de promovare a prestațiilor școlare condiționate de frecvența cursurilor. Stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor romi prin procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădinițe. Identificarea persoanelor fără loc de muncă, active pe piața muncii și realizarea unui profit al comunității, vârstă, studii, posibilități de calificare. Înregistrarea tinerilor romi în evidențele serviciului public de ocupare a forței de muncă, conform proiectelor... Dar nu e ca să solicităm, deci noi asta suntem obligați să facem, asta votăm la proiectul numărul 6. S-a creat o comisie prin care se lucrează în domeniul ăsta. Cine este pentru? Doruleț? Da, mersi. Trecem la proiectul numărul 7. Privind finanțarea și suportarea costului anual pentru internarea în centru de îngrijire și asistență socială a unui beneficiar cu domiciliu în comuna Ștefan cel Mare. Aici probabil că majoritatea știți despre ce este. Da, știți, discutat și la ședința trecută. Despre domnul Bălțătin, mistrețul, care... Am fost nevoit să-l așa și trebuie să aducem și noi aportul cu bosul. Da, de ce are pensia pe care i-a avea nu susținea completarea? Ce-au mai fost în depus de 3-4 luni, cred că au fost vreo 4-5 care... Da. Tot așa i-am ajutat. Și unde este Băzătescu? La Săucești. La Săucești, la Bacău. Bacău. La Bacău. Centrul Săucești, așa se spune. Acolo sunt duși toți. Da, nu. Dar cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de taxe speciale de salvorizare pentru anul 2022. Da, se modifică. Fictiv, taxa de salubrizare, practic, de indexul de inflație. Acum, anul trecut era 7,34 și acum se duce la 7,70. Da, deci mai deci cu indexul cu indicele de inflație, nu. Dar ce vreau să vă întreb eu? De unde este acadul lui? În plus, că am văzut acolo când noi normal cotizăm cu 300 și ceva de tori, sunt cu 700 și ceva de tori. Deci, teoretic, la oraș n-ar trebui să fie, dar la țară, din cauza că eu nu duc doar ce-i menaj. Duc și Rumetuș, duc și Bolovan, Crești, Drăfân, Paie, Fân, Bălecare... Dar totuși nu iau decât... Nu, iau absolut tot. Știți de... Sunt cu bine. Știți că s-au mai discutat în ședințele de Consiliu aspectele astea și, da, oricum nu face nimeni nimic pentru ajutorarea colectării selective. Nimeni nu face nimic. Noi îi dăm tot interesul. În fiecare săptămână aproape îi trimitem prin USAT, controlează containerele astea reciclabile, le selectează și acolo găsim. Păi, dar sunteți atenți sau dacă nu închidem ședința și terminăm? Da? Deci, cum vă spuneam, noi ne implicăm cât putem să selectăm, să facem selectarea asta. Cu cât selectăm mai mult, cu atât scade cantitatea de gunoi. Ar trebui și un cetățenii să înțeleagă aspectul ăsta. Asta depinde de fiecare persoană, poate. Fiindcă, uite, la containerele astea de reciclabil, tot timpul găsim tot felul de mizerie. Să duc acolo, în loc să pună PET-ul la PET acolo, la plastic și metal, pun la hârtie. În loc să pună hârtia la hârtie, o pun la sticlă. Deci, balandala. În afară, nu mai vorbim că găsim în containerele aia tot felul de mizerii care nu-și au loc. Cum suntem la țară și tot știm, cred că
fiecare dintre noi a mai pus ceva în plus. Nu cred că au pus fiecare. Dar la... Îl pune acolo, dar ei când îi iau acele puvere? Nu îl iau, dacă sunt neconforme, nu îl iau. Cum? Și trebuie să intervenim noi. Vinii și le pune cu toate în aceeași mașină. Nu contează că nu, sticla, sticla o pune separat, plasticul și cartonul îl ia în aceea zi. Deci plasticul, metalul și cartonul. Din reciclabil, plasticul, metalul și cartonul îl ia, îl ia odată. Sticla vine separat în altă zi și colectează, o colectează separat. Acum, când s-au adus în discuții bubele astea, gunoiul ăsta, menajer care se scoate zilnic, îl ia indiferent de situații. Deci nu sunt condiții. Au fost, am căutat să condiționăm oarecum la un moment dat, strimitim, am trimis poliția locală, s-a uitat prin bubele, cumva să-i mai... educăm. Educăm, nu educăm. Fiecare educație. Să-i sensibilizăm un pic pe cetățeni, să înțeleagă că în contaia rea trebuie pus strict gunoiul menajer acolo. Nu punem umecuș, nu măturăm prin curte, punem balast, nu din astea. Că sunt și se pun. Primăvara acum vin, curăță via, curăță, scot toți la asta ca să ia, să ia un preț. Și noi încărcăm cu cantitatea asta de gunoi. Noi avem o taxă pe fiecare persoană, dar având în vedere că se colectează fără absolut nicio restricție, se adună foarte multă cantitate și ajungem să plătim mai mult decât încasăm. Și ăsta se plătește din bugetul local. Diferența, da, da, da. Bineînțeles, diferența o din bugetul local. Am plătit dublu din bugetul. Cât am încasat de la populație, noi am plătit 10 ori. Eu aici am nu mai sunt, fiindcă niciodată nu erau conforme acolo. Și am luat de ce? În afară de faptul că era mizerie și trebuia în fiecare săptămână să... Da, în fiecare săptămână trebuia să... Tot timpul, alea nu erau, alea erau pentru gunoi menajer, practic. Nu erau deloc pentru selectiv. Și am luat o treia zilor să le ducem în altă zonă în care e mai multă nevoie și să strângem puterea de către selectiv. Da, cine este pentru? Proiect de hotărâre numărul 9 privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază și a altor drepturi pentru personalul angajat în funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Ștefan cel Mare și structurilor subordonate Consiliului Local. Nu e vorba de nicio creștere de salarii, vorba de... salarii care trebuie să aprobate la nivelul anului, anului 2021, la 31. Deci rămân, salariile rămân la nivelul lunii 31 decembrie. Dar nu se modifică cu absolut nimic, nu se măresc cu absolut nimic. De-aia trebuie să ajungi la salarii, nu e niciun fel. Da, au dat guvernanță, au dat în 30, prin care au plafonat salariile și... Chiar dacă a crescut salariul minim pe economie, mai ales în special, a scăzut salariul capitanilor, a consilierilor, au rămas la nivelul care erau fără... De 2009. De. Da. Cine este pentru? N-avem împotrivă. Ați fiți împotrivă. Și nu luați bani. Nu luați bani. Da, următorul proiect privind aprobarea modului de întocmire și ținere a registrului agricol, precum și a măsurilor pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol. Da, aici, la fel, știți, în fiecare an se aprobă modul de... modul de afișare în registrul agricol. Da. Deci aici, cum se completează, cum se țin registrele, cum să... E același ca anul trecut. Nu e... Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobililor din domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare, a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al Comunei Ștefan cel Mare și predarea obiectelor de inventar școlii gimnaziale numărul 1 Negoiești. Da, ați primit materiale, e vorba de grădiniță, școala de la Bogdana. Toate cazuri pe care s-au făcut. Acum să închei cumva un contract de dare în administrare. Adică teoretic noi le mai îngrijoște primăria, le îngrijoște școala. Nu le îngrijoam. Teoretic. La tot cu bani. A
Așa este. Deci, conform codului administrativ, suntem obligați să le dăm în administrare, dar imobilele, mijloacele fixe, tot noi rămânem proprietari. Proprietari suntem noi. Doar dati atât fizic cât și valorile. Scoase din evidența contabilă și... Trebuie să-i dați într-o subțin cursuri de linie. Dacă nu le-ai dat, Ministerul Învățământului s-ar putea să le cursuri. Da. Cine este pentru? Diverse. Cine se înscrie? Dați așa un pic, deci că avem o cerere. Am avut o avem o cerere aici de la Dohotar Maria, firma veche, administrată la firma veche, care spune, nu spune aici, în anul 2008 am achiziționat de la primăria Comunei Ștefan cel Mare cu persoană fizică prin doar vizare cumpărare, numără suprafață de 2371 metri pătrați, acum vecinătății, Pârâul Bogdan, pensiunea, nu știu. Imediat după cumpărarea suprafeței, în 2008, acesta a fost împrejmuită și s-a trecut la amenajarea ei, curățarea terenului, spune ea ce au făcut acolo. Cu această ocazie s-a înlăturat un factor de infecție general, de băltire a apei acumulată în mod natural, de pe versant în apropiere. Din 2008 până în prezent, perimetrul nu a suferit modificări, ci doar zona a căpătat importanță regională și națională prin așezamentele construite, zona de cazare și o mai făcut acolo. În toți acești 13 ani am plătit taxe la bugetul local și bugetul de stat conform rezultatelor financiare. La începutul anului 2021, după 13 ani, mi-am propus să dezvolt, să diversific zona de agrement și am solicitat o remăsurătoare a suprafeței achiziționate în anul 2008, ocazie ce a arătat că între suprafața din planul cadastral și cea din teren există o diferență în plus, după ce terenul a fost amenajat. Vă informez că acești 13 ani vecinătățile au rămas aceleași, respectiv părul drumul Bogdan și pensiunea firma veche. Îmi exprim nedumerirea față de noua atitudine a conducerii primăriei, câtă vreme timp de 13 ani, deși zona în discuție a fost și este frecventată zilnic de autorități, nu s-a invocat acest caz de litigiu și nu am fost tulburată în posesie, deși închiderea terenului, nivelarea și plantarea au fost în totală transparență. Cheltuielile aferente. Menționez că sunt dispusă să acționez suprafața, să achiziționez suprafața măsurată în plus, dar la prețul din 2008. Și da. Spune doamna Dohotaru aici, știți foarte bine, noi nu... da, ea a cumpărat într-adevăr o suprafață în teren acolo și o extins... au făcut un putur acolo, s-o extins și pe albea părăului, după cum știți, l-a afectat pe bucura ăla, că extinsându-se tot spre albea acolo, s-a tot pus un putur și m-a mutat albea părăului, s-a dus către bucur. Cei care sunteți din Bogdana de acolo, știți foarte bine că locuința care era al lui... era față de Albia Părâului mult mai împăduri. Acum, dacă vă duceți acolo, e exact în Albia Părâului. Au venit Părâul acolo, de fiecare dată, de fapt, sapă foarte, foarte mult, i-au luat și grajd, i-au luat aproape în casă. Ei, ea vrea acum, au rămas o suprafață de teren acolo până în barieră, și ea, cumva, vrea să-și atribui atribui la prețul din 2008. Nu se poate așa ceva, după părerea mea, și cred că și dumneavoastră sunteți de acord. Dacă vrea să achiziționezi, trebuie achiziționat la prețul actual. Nu putem să îi acceptăm să ia la prețul din 2008. Nu știu ce preț era atunci, cu ce o cumpăra. Da, dacă e să hotărâm vânzarea terenului respectiv, trebuie să... Problema este în felul următor. Nu este problema să dai terenul ăla, bucata de teren de care vorbim.
400 ceva din metri pătrați, da? Așa. Da. Ei invoc acum după ce l-o curățat și l-o întins, că e mai mult suprafața, sau invocă că vrea să-l cumpere cum era? Nu, vrea să-l cumpere... Mai mare suprafața decât în locul unde a fost... Decât ce e ce-o cumpăr? Decât ce e ce-o cumpăr la momentul respectiv. Da, cu amenajat, să-i spui. Ei, bun. O amenajat. O amenajat, nu era un teren. Să existe terenul primăriei. Ei, terenul primăriei, da. Acolo era un canal unde se ducea stâna și... Da, unii se spălau. Spălau oile, de tratamente, nu știu ce. De ala era. Da, la DPS vrea să mai ia cineva cuvântul? Dar noi suntem ca să... Numai un pic. Da, ai văzut că gunoiul care a fost în Burlărea din gunoi ce erau pe acolo, le-au băgat în pârâu dincolo în fața cantonului. Le-au prins înspre pârâu și pârâul l-au dat înspre pădure. Da, da. Și acum vor ca să cumpere bucata aia de teren, cum ar fi chiar și cu pârâul. Da, la prețul în 2008. De-asta afectează pe ăștia pe bucuri. Pentru că apa când vine, bate de la ei, au băgat persoane și toate alea ce au spart de pe alte părți. Și când vine pârâul mare, aici pleacă și izbește spre bucuri. Spre... Da, deci nici nu intră în discuția cu vedere că ești în domeniul public, deci nu se poate vii așa... Nu știu, dar nu avem prăjuturi. Da, prăjuturi de ce. V-am pus o discuție ca să știți despre ce e vorba și să dați o rezoluție. Asta nu. Cu timp poate face o licitație dacă vrea să scoată la vânzare. Dacă cerea cerere să achiziționeze la prețul actual, dar nici așa o să putea fi în domeniul public. Prea la vot pentru respingerea cererii? Cine este pentru? Având în vedere că în domeniul public doar concesiunii putea să fie, nu putea nu să vină. Cererea se respinge. Da, să treci aici așa să nu știu ce e aici. În afară de domnul Tichichelaru, cine vrea să la diverse? Eu. Da, și eu aș vrea să trec ceva. Cătălin, hai să stăm la care eu? Ești din stânga, care eu? Domnul Iacu. Prezint. Nu vrei, nu vrei. Da, primul a fost domnul Chelaru. Eu? Da, vă rog frumos. Domnul Chelaru, Cătălin. La Cătălul Canton, cândurarele s-au luat, nu-i cândurare acolo pentru noi și asta s-a luat de anul trecut. Puteți face ceva pentru ei, poți? Nu mai sunt domnul acolo pentru toată, când ziceau cu oamenii aici cu noi. Păi nu, erau containerii pentru reciclare. Păi nu mai sunt acolo. Nu mai sunt, fiindcă dați tot, îmi lăsă în stradă acum. Le-am luat de acolo. În stradă, în stradă, la DNA? Erau, dar alea, trebuie să înțeleagă toată lumea că alea nu sunt pentru noi în acel. Fiecare cetățean are un cuvert cu noi și toată lumea trebuie să scoată cuvertul aia, nu se ducă să arunce la containerul ăsta de reciclare. Cătălin, asta nu înțeleg oamenii. Deci ei... Ați încercat să informați pe oameni, să scrii? Bineînțeles, dar nu scrii cu containerul ăsta. Bă, dar nu scrii cu containerul ăsta, cum aia? Trebuie să te duci și spui de 200 de mii de ori. Doamne, aici, să duci din poartă în poartă, să le iei din mână și să duci la containerul ăsta și spui, doamne, aici. E pentru reciclare, că scrie carton, plastic, scrie identificare pe care. Din la carton, plastic, metal, sticlă, deci toate scrie identificare pe care. Și le-am, deci le-am luat de aici din stația de autobuz, le-am dus acolo în plumb doar, în intersecția aia. La fel și acolo. Că na, dacă tot ei aduceau și aruncau acolo, același rezultat. Mizerie peste mizerie și nu știu ce, Doamne iartă-mă, nu au oase și nu au tot felul de porcării, resturi de mâncare și le-am adus în partea asta la altă, cred că o să desfințăm platforma aia de reciclat. Și tot cătul acolo. Se poate face primăria, poate face ceva de 3, 24, pentru că nu mai era. Nu. Ei trebuie să se adreseze la societatea respectivă, o să duc ca o fibră optică, încrasează pe absolut. Nu intra din știu că... Ei sunt în primăria, nu se poate identifica primăria, nu putem să facem o pregătire. Nu? Primul lucru mai e, sper să nu se deserve și cu domnul. Acum cu frigul și cu asta, primăria chiar și poate să intervenim cu transportul ăsta al copiilor la Jevren și la Corp, ca să meargă în vânzul ăla până sus?
Da, copiii... Dar cum nu merg? Copiii cum? Nu, sabișul, mic nu merge. A, care merg în oraș și altă situație. Care vin la Ștefan, aproape din fața porții. Dar cum să luăm noi copiii care merg la școală în oraș? Nu, cum să trimitem noi bus și cine bus să trimitem noi să-i ducă în oraș, la școală? Dar în oraș, primăria asigură transportul elevilor la școală? Noi asigurăm transportul elevilor care învață pe raza comuniștilor cel mare. Nu asigurăm transportul elevilor care învață în oraș. Nu aveai loc să arunci cu una. Păi s-a făcut cerere pentru... Da, da, da. Domnul Pancea m-a zis, pentru călători, nu pentru elevi. Da, dar sunt elevi care sunt din oraș, despre ei vorbesc. L-am rugat pe Silviu să facă după ce se finalizează, o să facem adresa județeană, prefectură, să vedem ce poate să ia. Noi nu putem să luăm absolut nicio hotărâre în sensul ăsta deocamdată. Dar ce putem face e să vină, cum v-am spus, consilierul cu un tabel pe satul respectiv, semnat de către cetățeni, cu tot de buletin, cu tot absolut. Noi facem adresă în baza solicitărilor și în baza plângerilor făcute de către cetățeni, facem la Consiliul Județean și Prefectură și vedem ce măsuri se iau. Domnul Pancea, aveți cuvânt. În zona Virișoara, satul Părbun, referitor la colectarea cu noi, strada Bisericii, au făcut reclamații, plătesc bunoi, dar nu poate să depoziteze nicăieri, ce au agendat. Și vrem un container, că mașina din noi pasă de acolo spatele, până chiar nu curba acolo să pleacă spatele. Au, da, dar nu au. Deci ei trebuie să vină ori la Turturic să le aducă și vă dați seama la aia care stă Toma jos. Păi nu, dar mașina compresului poate să ia cu spatele până... Păi nu dă, nu dă. Dar ar fi mai simplu închilia în curbă, dacă dă cu spatele și punem în capătul drumului jos acolo un container, vine de ăla și în cursul săptămânii lumea depozitează acolo și de acolo le ia. Da, mașina dă, nu, dar pot să scot cu fiecare au bubele și poate să scoată bubele, acolo, cum scoate doamna Frăsărica, că ia. Da, și deci, asta e o variantă, da. Deci, mașina compresului se duce, dă cu spatele pe acolo la Dani Frăsărica și ia cu noi, da. Una singură care, la care se duce. Ce o să ducem? E uliță la biserică, acolo la fel, ar trebui să ducă cu, nu știu cum, acum te aud că nu dă cu spate, nu se duce până la gara acolo. Nu, și toți cei de acolo, cum au Lazar, au botezat, ar putea să aducă până în dâmb acolo și de acolo le ia reprezentanții. Zona Ciopeștiului, se duc când au chef, deci n-au mai fost din două săptămâni. Da, acolo, da, știu, am vorbit, au motivat că nu pot ajunge acum, că e gheață, deși drumul a fost curățat. A fost bun drumul. Da, nu. Drumul nu chiar a fost curat. Da, da. Domnul Stichi. Domnul Vici, am o mare rugăminte la dumneavoastră, știu că voi toți consilierii să mă ajutați într-o problemă. Gunoaiele care se aruncă de la casă, care se modernizează la ora actuală, le aruncă în... cum se spun, în drum. Dar pentru că avem un dezavantaj că stăm pe vârful dealului, vine ploaia și tot pământul, toată vizeria, o ducem în fântână. Este o fântână acolo care vrem să o protejăm. Eu mă tot chinui și nu am pus să rezolv problema singură. Dar nu dă nimeni, nu dă nimeni. Voi ca resturile, rezultate din construcție, să arunci undeva anumit. La fiecare... om care vrea să, eu știu, să modernizeze casa și are rezultatul plus din gradii, el e obligat să facă contract cu Rompresto, să vină Rompresto, special să-i ridice... La cumpărat casa lui Lazar Matei de la Bogdana și m-am dus personal la oamenii acolo când lucra la proprietate. Nu ne-a mai supărat, nu? Nu mai puniți, nu doamne, că eu înlăcesc drumul, că nu poți să intru cu mașinile în curte. Băi, nu, omule, nu poți să pui moluzul ăsta aici.
o plouat și doar mâlul ăla până când s-a udat, nu știu ce, l-a dus în acoperi fântâna de vale de acolo. Telefon la poliția locală, venea... Poate să vedeți și acum că e acolo, să vede. Da, dar acum nu știu dacă... N-are de mult timp și probabil... N-are timp de prescripție asta. Conform legii 46, nu se prescrie fapta care este făcută, pentru că nu are de curtea și așa. Bun, pe urmă mai e de filialul ăla acolo. Acum nu, că întâmplător am făcut, că am pierdut un câine și m-am dus să-l caut la cimitir pe acolo. La tot o fântână, și acolo e tot o problemă de fântână, am văzut, e tot și fân, și plastic, și de la o casă de acolo, am înțeles că la Cristian, dar Tandi Ileana, lui Cristian, dar aia nu poate să miște, nu știu cum o dus mizeria acolo. Haideți să ne implicăm cu toții, dacă tot. Aia, sunt niște lucruri care vedem, vreau să fac un Vreau cu tot din atențiu. Dacă ne dați un pic bulbă ăla, să fac drumul ăla în Corhan, acolo, cum ne spune la noi. Nu se poate. Ca să poți să fântâna aia de acolo. Pentru că fântâna aia, dacă... Da, acolo, făcut. Să duc bidoane de plastic acolo, sticle, lumea. Și este o problemă. Dacă căutăm prin arhivă, în această primărie, s-ar putea să găsim prin 36 că la propunerea unui cetățean din comuna Ștefan cel Mare, se numea Neașu Ion, bunicul meu, i-a pus pe toți cetățenii de acolo, da, i-a pus pe toți cetățenii de acolo să plătească impozit prin câte o pejură jumătate de pământ. Și atunci nu mai arunca niciunul gunoaie de acolo. Atunci s-a făcut. Probabil că acum noi suntem un pic mai civilizați, nu uităm. Mai greu poți să pui omul să plătească impozit. Păi dacă altfel, dacă altfel... Dar poți obliga să facă curajul? Nu, eu nici nu pot să-l fac. Pentru că el face curajul, când se duce și îți plantează pe domeniul public doi copaci, și te cerți cu el, cum am avut deja problema, te cerți cu el că el a plantat copac acolo și zice el tai. N-ar treabă cum o planta, băi, l-ai plantat, e treaba ta. Păi n-are, dar unii așa că... Da, să ia impozit. La cei care aruncă gunoaiele acolo, da, pe domeniul public, sunt metode care se vadă, să le ia impozit. Dar impozit nu așa, după. Așa trebuie. Dar mai e cineva cu o super am mai discutat cu Lanini Lacher, acolo, pe ulița aia, s-au rezolvat unii probleme, dar de cu ați luat câte ori o să o apreți? O să... Am impresia că este un fir acolo care... Da. Deci, problema s-a rezolvat pe toată lucrurile, dar de cu ori o să o apreți. Și ea spune, s-a să nu spune. Nu să vină să rezolve și acolo la și acum n-am cer, dar și ca să vă liniștesc pe toți, da, mulțumesc. Nu, n-am încheiat. Ca să vă liniștesc pe toți, acum ies cu părinții primăria o mașină electrică și se face sunt stații din călcare electrică la primărie aici. Da. Ca să nu mai consumați benzină și ulei și motorină. Ia. Da. Asta e prioritatea. Prioritatea, mă rog. Vrei tu? Vrei tu să facă? Nu cu benzină. Da, mai e cineva? Nu. În care, în școală, să... Deci de asta? Da. Deci ea trebuie. Pentru că acum de când sunt robii, care tot trebuie să îi integrăm, sunt diverse probleme la școala noastră. Cu fetele, cu fetele care... se știe că... Probleme de trazau cu fetele, nu, 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 așa. Cea mai veche meserie din tot timpul. Da, da, poate de vreodată. Nu se interesează, dar nu știu ce să spun. Și probleme cu băieții la adolescență, sunt fiecare, nu? Ei sunt uniți. Director, dacă sunt probleme, nu știu, dar avem aici timp de probleme. Probleme nu sunt în ce sens, cu bătăi sau ce? Eu, și bătăi. Și bătăi. Și nu vreau ca să ajungă la atâta timp când nu există nicio plângere în sensul ăsta, nu s-a spus nimeni, nu a spus nimeni, nu știu dacă chiar... Eu am mai vorbit cu ceva dintre... Așa că vine un elev și zice, băi, că... Asta cum ce sunt copiii de sensul ăsta, tot timpul s-au certat, s-au bătut Bogdan, nu ești vreodată. Nu putem spune noi că a trecut
de 5-8 și nu m-a hrăit cu ăla, cu ăla sau cu ăla? Asta e lucrul ăsta de bune, de două, măi, chiar acolo. Eu înțeleg ce vrei să spuneți. Dar nu știu, nu știu să existe conflict de genul ăsta. Că nu s-au auzit de cazul ăsta până acum. Exact, da. Dacă nu se face o sesizare... Deci cum se întâmplă ceva permanent, s-o chema poliția, s-o luat măsuri, dacă chiar s-a întâmplat, nu mai speriat. Deci s-a întâmplat o... Certuri și înjurături care astea au fost de când sunt acum, nu suntem copii, nu? Da. Deci nu deci, cum să nu existe înjurături și certuri. Între romi și copiii români nu sunt, asta vrei să spui, nu sunt conflicte. Păi dacă sunt conflicte verbale, dar în orice... Și s-a ajuns și la bătaie. S-a ajuns și la bătaie și vreau să spun că ei sunt foarte uniți. Deci de românul, dacă este marginalizat și ei sunt 5-6 care îi pun în ordine. Poliția Luca am văzut din Lucan? Da, cum țin bine? Poliția Luca? Da, dar nu s-a știut. Da, dar nu s-a știut. Nu s-a știut nimeni, nu s-a știut nimeni. 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 Care mai urmări, poate să mai e cineva? Copii, trebuie ascultați copiii. Bine, da, sigur, păi, dar o să discut cu o zi. Merg cu de care o să discut cu copiii, să vedem dacă... Mai e cineva, dacă nu mai e nimic. A, cablul de care îți lăsa și nu știu ce și vorbește la din ce domnul Țărușul? Eu n-am văzut. Am emoții. La monument. Da. La monument. Sunt dacă mergi așa și nu e. Ar trebui să tot ce ții tu sunt verificat. Cine ieși, cine ieși. Să vină să ia măsuri. Ori le strâng, ori le ridică. Da, dacă nu mai e nimeni, declară ședință închisă.